Hristos a înviat! Dragi prieteni, au trecut sărbătorile și intrăm încet, încet, mai încet, așa ar neaște, în activitatea normală. Ei, și tocmai despre municipiul nostru de atât de frumos vreau să vorbim astăzi cu viceprimarul Crujului, domnul Dan Tarcea. Hristos a înviat! Adevărat a viat. Gata cu sărbători, legata cu mielul, drobul și ce mai fi fost. Teoretic, utilajele, ar trebui să duduie pe șantierele Clujului. s acum sunt utilaje mai moderne, nu este mai silențioase. Duduie în surdină, uh, sunt pe șantierele Clujului și se lucrează în foarte multe locuri din, uh, din oraș. Uh, evident că fiecare companie care va câștiga licitația își stabilește programul de lucru și își stabilește în funcție și de uh, solicitări și de ce lucrări specifice pot să fie făcute acolo dar se lucrează și am fost și înainte de sărbători și am fost și după sărbători, inclusiv ieri, am fost pe teren și am văzut câteva lucrări și lucrurile merg în direcția corectă și în direcția care trebuie. Ei, și începem cu cea care a creat lucrarea care a creat cea mai multă vâlvă și, sigur, oare generată vâlva asta de ceva disconfort mai mare creat în trafic, lucrarea de pe strada Dragalina. Mamaia, Mamaia Dragalina, Mamaia Dragalina. Da, și simt. sigur asta fiind incluse în proiectul Mare Malurile Someșului. Ce eu înțeleg uh, foarte bine pe clujeni și pe cei care au fost nemulțumiți uh, și întotdeauna există în perioadele în care se închide total circulația pe o stradă uh, există nemulțumiri firești uh, până la urmă dar sunt anumite momente și anumite tipuri de lucrări care nu pot să fie făcute sub trafic și această lucrare de pe strada Dragalina nu poate să fie făcută sub trafic. Este vorba de o conductă mare de 600 de, adică aproape de 60 de centimetri diametru prin care merge apa și în foarte multe cartiere din, din municipiu. Și care trebuie să fie schimbată Trebuie să fie adaptată Pentru că era riscul să se spargă După ce e făcută gata, gata lucrarea Să se spargă această conductă Știți că anii trecuți au mai fost ceva avarii acolo, pe fost, da, fost. Și au inundat casele oamenilor Și beciurile de acolo și este Deci este era o lucrare care trebuie să fie făcută Conducte Și noi ne-am sincronizat Cel puțin Grigorescu Sigur este Grigorescu, După Grigorescu să spunem așa Dar toată partea centrală și zona de Mărăști Vine pe acolo o parte din, din da. apă de aceea trebuiau să fie niște făcute aceste lucrări. Ne-am sincronizat împreună cu cei de la compania de apă, împreună cu cei de la electrică. și evident și compania cu care lucrează la malurile Someșului, ACI-ul, trebuie să facă toate aceste lucrări. Sunt anumite tipuri de lucrări care nu pot să fie făcute în paralel. Unele tipuri de lucrări pot să fie realizate în paralel, altele trebuie să aștepte unii după ceilalți pentru că se calcă pe picioare acolo într-un spațiu așa de îngust. Dacă sunt foarte mulți, nu pot să lucreze, pentru că nu pot să lucreze două utilaje sau trei utilaje, pentru că adică trebuie să avem grijă și de protecția muncii, astfel încât să nu se întâmple accidente. Și mulțumesc lui Dumnezeu că până, până astăzi, pe șantierele Clujului, nu au fost accidente nu. Uh, mortale, nu au fost victime, ceea ce e un lucru extrem, extrem de bun, și înseamnă că și celelalte autorități ale statului își fac, uh, își fac datoria. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Uh, față de primele discuții pe care le-am avut cu cei de la Compania de Apă și cu, uh, cu cei de la ACI, am reușit să scurtăm puțin, uh, puțin termenul. Sper să avem o veste bună cât de repede în ceea ce privește lucrările. Nu aș vrea să avansez în acest moment niciun fel de termen. Termenul a fost de trei luni. O lună și jumătate, compania de apă, și încă o lună și jumătate celelalte companii ca să poată să fie gata acest sunt. Eu cred că vom reuși să dăm drumul la trafic mai repede de cele trei luni pe care ni le-am le-am le -am discutat. În condițiile în care nu am fi închis total traficul, doar compania de apă ar fi avut de lucru trei luni de zile dacă era sub trafic. Și atunci am preferat să închidem traficul pentru această perioadă cu riscurile. Pe care, pe care, le avem și pe care nu le-am asumat, dar să putem să scutăm aceste termene. Și inclusiv domnul primar Emil Boc a fost implicat în, acest, în această discuție de scurtare a termenelor și am reușit, cred că împreună, să găsim câteva soluții. Urmează să le comunicăm. Până în acest moment aș putea spune că suntem într-un oarecare grafic față de ce ne-am ne propus, dar la asemenea lucrări să știți că apar și foarte multe elemente neprevăzute. Și Acum, sunt foarte multe lucruri care trebuie să, să sunt complexe de lucrat vă acolo. Și, și celor care ne urmăresc, că mâine va fi aici în studio domnul director de la compania de apă somnului care sper eu așa din cât l-am simțit că a zâmbit la telefon sper eu să vină cu vești bune exact în ceea ce ne așteptăm cu toții adică comprimarea un pic a sunt termenului sincronizate, de de... sunt sincronizate termenele și le-am adus, înseamnă că le adus toate, mult tot ce înseamnă subteran ca... Tot ce înseamnă se partea de subteran și partea electrica, da, electric, CFO, cablurile, cabluri, tot ce intră în această zonă se face în varianta de subteran. Urmând ca să putem da drumul traficului auto. Iar firma să lucreze în partea de trotuar și de spațiu verde, pentru că mai sunt acolo lucruri care nu se vor termina în, într-un termen așa de scurt, într-o într lună și o lună și... Acum a, problema e traficul. Deocamdată este închis. Acum oamenii și-au găsit și variante alternative de, de trafic. Da, Știu că la intersecția cu șapte străzi sau în, în Remia Grigorescu mai sunt situații și momente ale zilei în care ambuteiajul este, este mare este și mare. foarte mare număr de mașini. Dar o să treacă așa această perioadă pentru că, până la urmă, așa se întâmplă cu lucrările pe care le facem în zona centrală, în care strada are o singură bandă și noi alternative de trafic. Ne-am asumat inclusiv să nu dăm drumul pe splauii independenței la, la circulație, pentru că am reușit să câștigăm acest timp pentru mijloacele de transport în comun, pentru tramvai, și atunci am preferat să păstrăm um, ceea ce a câștigat tramvaiul, adică câteva sute de oameni care sunt în tramvai, zeci de oameni dimineața să meargă să aibă prioritate față de cele 20, 30 sau 50 de mașini care sunt acolo, pentru că o mașină în trafic ocupă cam 6 metri, o mașină, dacă sunt 50 de mașini, uitați-vă că deja sunt 300 de metri și asta ar însemna între cele două poduri, Elisabeta coloană. și Napo, ca să fie o coloană de mașini și automat tramvaiul cu câteva zeci de persoane să stea după alte 30, pentru că așa la noi e cam mașina și persoana în foarte multe momente ale zilei. Lucrările merg în direcția bună pe tot ceea ce înseamnă splaiul independențe și ceea ce prește malurile someșului. Acolo avem În direcția bună în ce sens. În direcția bună în bine? sensul că, că vom, mă, mă, îl vom păță mă, mă am depășit uh, de unele. Nu, Termenele trebuie să fie foarte clar. În momentul în care se încheie un contract, se stabilește un termen, de nu știu vă dau un exemplu, de 12 luni sau de 24 de luni pentru lucrarea. Din aceste termene, conform legii, pot să fie. Amânate termenele de finalizare, în condițiile în care sunt ploi, de exemplu, sau sunt temperaturi negative. Acolo statul român a venit și a spus că se duce și se ia de la ANM și spune câte zile cu ploaie a fost în 12 luni. Păi a fost 50 de zile cu ploaie în 12 luni. Câte zile în care temperatura a fost mai mică de minus 5 grade sau 7 grade, atâtea. Dar dacă sunt încă 40 de zile, 50 de zile, 60 de zile, termenul se prelungește cu acel automat cu cele 50-60 de zile conform legii în vigoare. Noi nu putem ști în momentul în care închem contractul dacă vor fi zile cu ploaie în care nu se poate lucra sau dacă vor fi temperaturi negative de minus nu știu, 10 grade, 15 grade, în care de asemenea, conform normativelor, să nu se poată lucra. De aceea, de la început, noi nu știm, știm termenul contractual, dar pe parcurs pot să intervină alte termene de prelungire conform graficelor. Evident, mai pot să vină și situații în care întârzie firma din diverse motive și atunci discutăm de componenta de penalități sau mai pot fi și situații obiective cum nu vine piatra, de exemplu că nu știu, vine un război sau vine un blocaj pe undeva și nu vine piatra. Atunci alea sunt chestiuni obiective care trebuie să le discutăm în funcție de situație, dar dacă vedem că firma, adică este soare afară, poate să lucreze și nu lucrează acolo, acolo nu mai are niciun fel de scuză și lucrurile clar trebuie să fie pentru că, acum de asemenea, mai pot interveni și situații de modificare a proiectului. Adică, pe parcursul proiectului apar situații neprevăzute, adică nu știu, mai trebuie făcută încă un podeț, mai trebuie făcut încă o. apar situații care, de asemenea, acele termene, că sunt neprevăzute, pot să ducă la prelungirea contractului. Inițial, acest contract a fost până în luna aprilie 2023. Ajă. Având în vedere toate celelalte elemente care au venit pe parcurs, s-a făcut prelungirea Estimarea noastră este că pe final de an, final de august, septembrie, să putem avea gata malurile someșului Astfel încât oamenii să se poată bucura de acea zonă de promenadă, acea zonă Ce de o mult mai bună, asta de mult mai bună calitate de Pe de altă de parte, încă oamenii, nu spun întârzieri, spun de termene care ne-au dus în această zonă Gândiți-vă că noi suntem primii care dorim să terminăm proiectele la, la bun sfârșit Și firmele au tot acest interes să termine pentru că în momentul în care ei lucrează un an de zile și își încasează bani într-un an de zile Iau aceiași bani, faptul că ei merg 2 ani de zile înseamnă că trebuie să dea salarii mai mari oamenilor și asta înseamnă costuri suplimentare Fond pentru ei fondul, fondul de salarii mai mari, că mai că mari. Se Asta este clar problema lor Aici la malul Somenșului avem plantați peste 950 de arbori Față de ceea ce a fost înainte Gândiți-vă, 950 de arbori Discutând o mini pădure care e acolo Și o să vadă în anii următori ce înseamnă așa mini pădure Pentru că sunt arbori cu balo de mari dimensiuni Evident sunt și câteva spații verzi cu iarbă e, dar, Asta vi se reproșează dar, dar, Mult granit, puțină iarbă Asta vreau să, să le spun oamenilor Că un spațiu de calitate care să fie utilizat Noi avem nevoie de spații publice Care să fie utilizate de oameni din păcate, iarba nu aduce niciun fel de beneficiu. Nu ține nici umbră iarna, iarba, iarba nici nu absorbe dioxidul de carbon și noi nu avem vaci aici și oi și gâște la cluj care să mănânce iarba. Noi avem nevoie, avem nevoie, avem nevoie, avem nevoie de umbră, în primul rând, avem nevoie de elemente care să absorbă poluarea, avem nevoie de spații pietonale de calitate unde să se facă comunități. Pentru că într-o perioadă în care plouă două săptămâni, oamenii nu pot să intre acolo pe iarbă și să stea pe iarbă. Dar în schimb, într-o zonă în care, să spunem, e făcut o aleie și amenajat o alee, poți să stai chiar și în, în perioadele în care, se spun, ai două ore, trei ore, cinci ore în care nu plouă, poți să stai acolo și să socializezi. Asta a fost și gândirea. Pe de altă parte, Banii europeni vin pentru creșterea spațiilor pietonale. Ori acea zonă nu era un spațiu pietonal. Și aș vrea să, să, să vedeți să facem niște comparații de cum arăta zona înainte și cum arată zona acum. Evident că de mulțumit nu o să putem mulțumi pe nimeni. Dar ce vreau să spun că sunt aplicate modelele din țările care sunt deja consacrate. Sunt aplicate modele cum sunt în Norvegia, sunt aplicate modele cum sunt în Franța, cum sunt în Spania și discutăm aici de modelele de bună practici. Acest proiect a fost rău, un, concurs, Bruxelul, un care eu l-am văzut tare asemenea, Un Un un, tare un, concurs, granit, un concurs de soluții iar acest concurs de soluții a fost cel câștigător a fost un jur internațional care a spus că nu credeți că a venit primăria și a spus puneți vă rog frumos aici 100.000 de metri de granit, nu? care este proiectul câștigător? Ăsta este proiectul câștigător, atunci proiectantul, în funcție de proiectul câștigător, bazându-se și pe ceea ce poate să obțină avize, pentru că deja ai venit cu un proiect câștigător și nu poți să-ți obții avizul de la, nu știu, apele române, de exemplu, sau avizul de la mediu, sau avizul de la Electrica și atunci adaptează proiectul și conceptul la ceea ce se poate acolo. Păretul clar aduce un plus pentru că sunt piste de biciclete, sunt locuri de joacă pentru copii, sunt terenurile de joacă pentru copii și sunt locurile de promenadă astfel încât să te poți plimba liniștit la umbră, pentru că arbori ați văzut că sunt puși, cei 957 de arbori sunt puși stânga-dreapta aleilor astfel încât să facă umbră și oamenii să se poată adăposti de soare. Cine a tot, comisia aia, ce fel de dar vă se nu, nu comisia. Comisia a spus: Care este proiectul câștigător? Care este viziunea câștigătoare? Mergând mai departe, proiectantul, care în această situație este un proiectant spaniol, Proiectantul a stabilit fiecare detaliu, și când spun fiecare detaliu, evident, împreună și cu consultarea noastră a primăriei, dar în principal proiectantul, inclusiv am, am avut discuții de cât să fie alveola de la, de la arbori. Dacă e de un metru 50, de un metru 70 sau de 2 metri, dacă e alveola de la. De la deci, inclusiv până acolo s-au dus în aceste detalii. Bun, și pentru că toți suntem în zonă, haideți să intrăm în zona de parcuri, că vine primăvara și crește automat apetitul de plimbare al clujenilor. Parcul 14 iulie. Tot în Aici zona aceea. Mă rog, ce acolo e un proiect. Acum noi parcul că am văzut că acolo se lucrează. Proiectul știu eu că era mai mare. Cu tot cu străzi, în această etapă discutăm doar de acea zonă verde de 14 iulie, urmând ca și la străzile adiacente să putem să începem lucrările. Evident că și acolo avem nevoie de un spațiu de calitate, un spațiu care să poată să fie folosit de oameni, nu de 2, de 3, de 5 oameni, ci de comunitate, de întreaga comunitate, astfel încât comunitatea să nu mai fie nevoie să se ducă doar în parcul mare sau să se ducă, nu știu, în alte parcuri. Și așa cum am spus, discutăm de o salbă de parcuri începând cu Marurile Someșului, terminând cu, sau mă rog, continuând cu platoul de la Sala Sporturilor, mergând mai departe și discutând de Parcul 14 Iulie, după aceea discutăm de Parcul Feroviarilor și terminând cu Parcul Armătura, practic, să spun așa, într-o zonă închegată, integrată, astfel încât uh, să te poți duce pe jos, să te plimbi pe jos. Acolo am văzut că se plantează în Parcul 14 Iulie mult uh, mulți copaci. Sper că nu se taie oia vechi. Nu, aici iarăși, este o componentă foarte importantă. Am văzut discuții pe, pe social media și diversi activiști de mediu care mă rog, asta este treaba dânșilor să, să critique. Am văzut legat de parcul cu armătura. Acolo au fost niște arbori care pun în pericol viața cetățenilor. Pentru că niciun activist de mediu nu răspunde, dar nici unul nu răspunde dacă o creangă se rupe și cade și nenorocește un copil sau un vârstnic sau un, un adult. Ei nu răspunde, ei și-au pus palma pe umăr și au plecat în treaba lor. Răspundem noi ca municipalitate dacă se întâmplă astfel de situații. Și atunci colegii mei au identificat și au monitorizat fiecare arbore din parc. Fiecare arbore din parc este monitorizat cu acel remene pe care îl avem, astfel încât arborii care au fost un pericol pentru cetățeni să fie înlocuiți și să fie tăiați. Pe de altă parte, în momentul în care vedem că, vedeți în parcuri cum sunt în parcul că sunt niște alei care sunt pavate și sunt alei care îți numai cu pământ, că nici arba nu mai crește, că asta înseamnă că oamenii pe acolo și-au făcut un obicei să, să circule. Ori în condițiile în care... Păi n-ar trebui adaptate alea pavate asta adaptăm, să adaptăm, adaptăm dar nu pot să las un arbore dacă vine în mijlocul alei, Că aleia merge într-o formă, dar nu pot să lași arborele exact în mijlocul alei, Nu? Și atunci sunt anumiți arbori care să fie înlocuiți, să fie luați de acolo, puși în altă parte. Evident că noi nu ne dorim să tăiem un arbore sănătos, un arbore care este mare, un arbore care a crescut în 50 de ani, să punem un arbore care ne costă și bani suplimentari, pentru că avem suficient de multe alte locuri unde să putem pune arbori fără să fie necesar să -i tăiem păia vechi. Dar acolo unde situația e impus și a trebuit să fie înlocuiți arborii, ne-am asumat și ne-o asumăm ca să putem înlocui, să putem tăia acolo unde sunt arbori care prezintă pericol. În rest, dacă se mai întâmplă accidente, nu spun că n-ar fi putut să se întâmple și astfel de accidente în care, din exces de zel, un anumit. Nu uh, vreau să folosesc acum un nume, coleg de-al nostru care este pe la Spații, vezi la toaletat, a făcut și ei anumite excese. Am avut, le-am văzut și excesele pe care le-au le făcut, le-am atras atenția, dar ideea asta este să avem grijă de fiecare arboră, pentru că asta este, cred, că viitorul, o să avem cât mai mulți arbori la nivelul. Mere mai departe. De discutăm de plantări de arbori mă. în fiecare cartier. Parcul feroviarelor, suntem în grafic și cu parcul feroviarilor, Lucrările sunt într-un ritm bun și acolo. Până la sfârșitul anului trebuie să vedem un avans consistent și în zona de. Când, de... când are termen. Cred că la sfârșitul anului trebuie să fie gata și acest parc, astfel Upa. încât să, fie dat, să fie dat. Nu prea mișcarea, am trecut acum. este de mare când, când discutați de 5,3 hectare de teren. Nu o să vedeți oamenii acolo, că acolo sunt echipe, nu poți să lucrezi 1.000 de oameni la un asemenea parte. de aceea. Sunt lucrări etapizate și sunt foarte multe lucrări care sunt etapizate. Ce pot să vă spun că este în grafic, este în terenul pe care le-am asumat. La fel și Parcul Armătura. Am fost înainte de, de Paște, am fost acolo la Parcul Armătura împreună și cu domnul primar. Am văzut stadiul lucrărilor din, din zonă. Lucrările arată foarte bine acolo, chiar foarte bine arată lucrările și uh, va fi gata și acest parc undeva în a doua jumătate anului. Deci, practic, lucrurile sunt în păi ziceați, dacă bine am văzut declarațiile, 90% ar fi gata. Da, aproape, de, 9, aproape, aproape de, 90%. Păi, vedeți, nu să știți cum se spune că diavolul, deavol, diavolul, stă, deavolul stă în detalii, acolo se și acolo trebuie încă să mai fie atenți la câteva detalii. Mai sunt încă câteva chestiuni de, de făcut la parc. Evident, ce a fost mai greu, ce a fost mai mult a trecut, dar mai sunt încă mici detalii care trebuie să fie puse la punct, astfel încât... Să poată să fie gata în a, doua parte, în a doua jumătate a anului. Glumim puțin de parcul zărilor, vă mai întreb sau îl întreb pe domnul. Sfârșitul, Sfârșitul anului 2023 acest parc va fi gata și în acest parc se vor putea plimba cei care locuiesc în cartierul zărilor. Ei, și acum un subiect care cu o anumită periodicitate revine mereu. Pădura, ceea ce numim noi pădura Clujenilor o lucrare finalizată la un moment dat, mă rog, aflată în termen de garanție, cu, cu niște necazuri pe acolo, au să, să, vă spun că lucrările de la pădurea Clujenilor încă nu sunt recepționate. Pentru că am identificat și noi anumite chestiuni care trebuie să fie remediate, cum sunt înlocuirea unor arbori care au fost, s -au uscat de-a lungul, de lungul vremii, s-au uscat și atunci arborii trebuie să fie înlocuiți. De asemenea, am fost în o zonă mică unde au fost niște alunecări de teren lucrări care trebuie să fie refăcute pe la firmei, lucruri care sunt în, în execuție, și în momentul în care va fi gata, evident, o să și facem recepție. Acolo discutăm de 21,3 hectare de teren. Așa să vă spun că acolo a fost un teren degradat, un teren în care și solul, și componența solului este una extrem, extrem de, de să spun așa, neproductivă. Așa este și motivul pentru care s-au uscat foarte mulți, foarte mult s-au uscat destul de mulți arbori acolo, evident care vor fi înlocuiți pe cheltuiala firmei, dar lucrurile sunt în regulă și oamenii se pot plimba, chiar dacă o parte din arbori să spun, sunt uscați, acel spațiu este redat clujenilor. Să știți că sunt foarte mulți clujeni în weekend care se duc să-și petreacă timpul liber acolo. De este, un și proiect foarte, este un proiect foarte bun, dar repet, acolo a fost o zonă degradată, o zonă cu un teren care care de-a lungul anilor am încercat să facem tot felul de plantări pe acolo, inclusiv de-acum 10 ani, plantări care nu au reușit să fie și atunci am decis ca să investim acești bani europeni în modernizarea acelei zone degradate, astfel încât să o putem reda comunității. Lucrul pe care am reușit să-l facem nu este în proporție de 100% redat comunității, pentru că mai sunt aceste mici chestii care trebuie să fie rezolvate, chestiuni care vor fi rezolvate în anul acesta, iar dacă cumva se vor usca alți arbori și vom constata la anul că vor fi uscați alți arbori, vor fi locuiți pe cheltuiala firmei. Bun. Bun. Și că tot am fost am poposit noi pe la Parcul Feroviarilor, mergem un pic mai încolo, piața Lignic și, mă rog, ce înseamnă străzile adiacente, despre care cam de anul trecut se vorbește că va fi, va suferi urmare unui proiect de modernizare a zonei. Nu spune a că a va acune, suferi, că va suferi, va suferi și va fi Cântată nu va suferi Va zona. suferi modificări da. și vor suferi un pic, așa e când va șantier, ca și acasă Pe când tu perio Pe perioada construcției, da, probabil că cei riverani de acolo vor avea puțin de suferit, că va fi zgomot, va fi puțin praf, va, vor avea acces mai, mai greu la, la locuințe. Suntem în etapa de obținere de autorizației de construire, mai avem de obținut câteva avize înainte de a obține autorizația de construire și după ce vom avea autorizația de construire vom putea să dăm drumul și la, la să dăm ordine de începerea lucrărilor. Aș vrea să spun că și acolo, dintr-o zonă care este total neprietenoasă astăzi cu, cu cetățenii, va deveni o zonă prietenoasă cu plantări de arbor, cu piste pentru biciclete, cu zonă de share space, astfel încât oamenii să poată să se întâlnească și să creem comunități, pentru că asta ne dorim să facem, să creăm comunități și va fi un centru de cartier veritabil cu nimic mai prejos ca și centru de cartier din Grigorescu sau uh, Molnar Pioariu sau alte zone în care am reușit să facem această regenerare urbană. se va produce lucrul ăsta când? După ce obținem autorizația de construire, în care în o această primaria, procedură, indiferent cine a obținut autorizația de construire, ca avizele care stau la bază trebuie să fie obținute, indiferent că discutăm de primărie sau discutăm de oricine ar fi, conform legii 50 și conform legii 350, trebuie să fie obținute niște avize. Ori avizele stau la baza emiterii autorizației de construire. Nu discutăm de un aviz. Credeți că colegii mei de la siguranța circulației, vă dau un exemplu, vor emite un aviz fără o documentație completă? Din contră, chiar dacă este proiectul primăriei și el, dacă este unul cumva neconform, nu vor emite avizul până nu este documentația completă. Pentru că altfel s-ar putea să vină cineva să-l întrebe. Domnul ce ai făcut? De ce? Ai dat Dacă s-a întâmplat o nenorocire, doamne. Cum să tărește, nu dau că doar aici ai sunt șefii mei. Și atunci, mă, asta e funcționarul, știți dumneavoastră că e suveran acolo și, evident, așa și trebuie să fie documentațiile complete. Deci, suntem în etapa asta. Să știți că pentru un asemenea proiect nu e o chestiune ușoară. Gândiți-vă că doar pentru procedura de mediu sunt anumite situații în care emiterea autorizației de construire durează șase luni. Chiar dacă, Acum, să vă chiar, chiar dacă dar aș vrea să fac o mențiune aici, no. Depinde de procedură, pentru că într-o procedură simplă are termen 45 de zile să stea numai în dezbatere publică și să fie publicat. Deci degeaba se mișcă cei de la mediu Azi pe azi, pentru că trebuie să treacă acel termen de 45 de zile sau trebuie să treacă acel termen de 6 luni în care să fie pusă documentația în dezbatere publică și să fie afișată și cei care doresc să, să intervină. Adică și să cei care au, ar avea obiecții să poată să facă obiecțiile la nivelul respectiv, atunci Agenția de Mediu să ține sau să nu ține cont de respectivele obiecții. Deci sunt niște termene, sunt niște termene legale în care nu, nu știu, pot fi scurtate, ce, care nu pot fi scurtate. Că ne, noi așa o zic, la, ca, că este ca correct, țară ne faultăm singur Eu, eu cred ori. că este corectă uh, chestiunea asta. Sigur că am avut o perioadă în care probabil la nivel național s-au produs câteva, uh, n-aș vrea să le spun aparat abuzul, dar au fost câteva chestiuni care n-au funcționat foarte bine și s-au întâmplat niște accidente de mediu și probabil că e foarte bine că trebuie să avem grijă în, în zona asta pentru că până la urmă este ceea ce ne, ce ne ține în viață și dacă noi nu avem grijă de mediu, atunci cine să aibă grijă de mediu? Deci este normal ca să întâmple toate aceste elemente până acum, și de să, să, să avem furcile, grijă în fiecare zi. Să, toată, să treacă prin toată furcile. Ceea ce nu, nu, prea o face. Ma, să știți că de noi, de noi depinde, să știți că nu păsările și animalele fac mizerie în, în zona de mediu, că noi oamenii, oamenii facem oamenii, mizerie, așa oamenii, că noi sigur. suntem responsabili, începând de la mine, dumneavoastră și ceilalți care sunt și mai Nu mișcăm. Prin, nu, fac, prin... nu face atâtea stricăciuni un urs care intră în oraș, cât le face un om care merge în pădure. Acum, cursul, a, vedeți, a, în astea, a, a, am un alt punct de vedere, cursul, cu din privința mediului categoric. Dacă curs un oraș aici, dați-mi voi să am niște nu, rezerve, urmă să stea în pădură, nu A, nu să stea Tot pădură. în, zona. zonă, Valea Fănațelor, Valea Chinteului, scăia că deja ieșim din Cluj. Ați mai uitat încă una și Valea, Valea Seacă, le-ați luat pe toate trei. În partea asta la sunt, spre, lucrări, spre Baciu. sunt lucrări pe care le-am început în anul acesta. Toate aceste trei străzi au termen de finalizare anul viitor, pentru că sunt lucrări de anvergură. Aici discutăm de peste 110 milioane de lei investiții în aceste trei străzi. Sunt lucrări deja vizibile și pe valea Chintăului, la fel pe valea Chintăului. Urmează să facem câteva ziduri de sprijin acolo, pentru că sunt necesare să facem aceste ziduri de sprijin. Sunt lucrări care le facem împreună cu cei de la Electrica. Pe valea Fănațelor, acolo discutăm de stat de juse pe de fapt, acolo. Voi Fânață mă rog, la Valea Fânațelor, în Cătunul ăla. Are km această, această stradă cu vreo 250 de case. Și în această etapă este vorba de Giuseppe Verdi, adică se face Giuseppe Verdi până în vârful dealului. Acolo facem, acolo a intervenit și Compania de Apă, Canalizare și Apă. Compania de Apă are un proiect care merge pe funduri europene până la... Acolo în Cătun, să spun, în, în, -ai prins în, în, prins în Poim. Noi să mergem cu strada în această etapă până în vârful dealului, adică categoric vor avea foarte mult de câștigat în ceea ce privește calitatea vieții cei care au mers pe un drum neasfaltat La fel și pe Valea, pe Valea Seacă lucrările merg în grafic, noi acolo va trebui să ne limităm până la limita cu Comuna Baciu de acolo încolo este responsabilitatea celor din Comuna Baciu să facă mai departe drumurile, dar suntem în grafic cu toate cele trei străzi. Sunt făcute din buget local, pentru că ele nu erau eligibile pentru a putea să fie făcute din fonduri europene, și aceste trei străzi sunt făcute din buget local. Da, piațele volante. Multe discuții în ultima perioadă, foarte bine cu. sau bine privit, primit extinderea programului. programului. Să știți că că au apărut datorită unor zvonuri, că sunt, unele sunt vor dispare și altele nu. Sunt suficienți uh, binevoitori <coughs> să formuleze așa uh, mai plastic care se ocupă cu astfel de, de zvonuri. Niciodată primăria municipiului Cluj-Napoca nu și-a propus să închidă piețe volante sau să uh, reducă programul piețelor volante. Din contră ne bucurăm că putem să oferim clujenilor produse proaspete, dar trebuie să și ai producătorii. De aceea, noi suntem dispuși, ca și la platoul sălii sporturilor, să avem un program permanent pentru piața volantă, atâta timp cât vor fi și producători. În condițiile în care nu sunt producătorii care se vină, degeaba se deschise piața Acum volantă. Acum mai o zic că piața volantă va trebui un lucrători. pic de timp Acum până să se dar mă gândesc că Trebuie să fie tentanți și producători în condițiile în care acolo Vedeți. nu plătesc nimic față de știu, alte zone. că sunt, sunt, sunt situații mai ales iarna în care nu sunt producători. Avem situații în care nici în celelalte piese pe care noi le administrăm perioada de iarnă nu sunt producători și atunci vin intermediarii că nu sunt producători. Din păcate nu mai sunt sere nu mai sunt solare așa de multe încât să poată să vină producători. La platoul sălii sporturilor, în acest moment, programul este marți, miercuri și sâmbătă. Aici intervalul este ora 8, ora 16. De asemenea, joia este în zona Gheorgheni, piața volantă, deci practic avem marți, miercuri, joi și sâmbătă avem piața volantă în momentul în care, să știți că noi căutăm terenuri și în alte părți ale orașului, în alte cartiere, în alte cartiere pentru a putea să organizăm piețe volante. Din păcate, nu avem și în cartierul Gheorghen, avem situații în care blocăm o parcare și pe perioada pieței volante, cei care locuiesc și își parchează mașina acolo, nu își o pot parca acolo mașina. De aceea avem probleme și cu programul, și la ora 4 trebuie să închidem piața volante, că vin cei vin 50 clasă, de oameni acasă unde să-și parcheze mașinile în, în zonă. Și atunci trebuie să facem acest echilibru. Aici nu e cazul la la, la stadion, stadion. Că nu, nu avem. Este parcare la stadion, este parcare la polivalentă. Parcările sunt funcționale, adică nu, lor, e nu e problem. niciun fel de problemă acolo. De aceea lucrurile astea trebuie să le, să le facem sub această formă de asemenea eu mă bucur foarte mult că au fost și acum înainte de Paște, au fost peste 60 de producători în zona pieței volante este un lucru foarte bun pentru că eu cred că are dublu aspect odată le asigurăm clujenilor produse proaspete din microsistemul nostru aici local și în al doilea rând îi încurajăm pe cei care luiesc în zona rurală să rămână acolo în zona rurală sau în zona periurbană pentru a produce acolo legumele de care noi avem nevoie și pentru a se dezvolta și aceste zone periurbane. Atâta vreme cât oamenii își găsesc acolo un job, adică pot să-și facă legumele și aibă unde să le și fructele, pot să le vândă în oraș, cred că nu vor fi tentați să se mute de acolo și să rămână sate părăsite și să rămână sate care nu au locuitori de acolo. Deci trebuie să mergem în ambele direcții. Mai avem încă, inclusiv mai avem încă un proiect cu cei de la produs de Cluj, astfel încât să facem împreună și cu cei de la produs de Cluj să facem anumite zone și sunt câteva discuții și în zona Tetarom, de exemplu, să fie organizată o astfel de activitate împreună, pentru a putea să extindem această activitate cât mai mult și, evident, prujenii să poată bucura de toate, aceste, de toate aceste produse proaspete. Da, mai aveam câteva lucruri să vă întreb, dar timpul alocat discuției noastre de astăzi l-am depășit un pic. Ce să mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sperăm ca veștile să vină și mai bune mai ales la, în ceea ce privește termenele, la acele lucrări care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, creează un disconfort traficului și așa și fără acele sfârșit, lucrări, destul de aglomerate. În sfârșit, mă bucur că nu mai discutăm de cele două proiecte întârziate, Turnul Pompierilor și Podul Porțelanului, că am discutat mulți Acum ani de acolo ele, acolo întârziate. Am reușit în Am avut 3-4 ani le rezolvăm, pentru cel. Să le rezolvăm. Acum nu avem șantiere care să fie întârziate, cu întârzieri majore, mă refer, e, care e, să fie cu cu întârziat majore. -am, am, nu mai permite timpul, dar să nu discutăm, credeți că am cu... uitat de parcul. Ștefan cel Mare și de zona teatrului care este e gata dar nu e gata este zona funcțională Acum, trebuie iară făcut o diferență între zona în care uh, lucrurile sunt finalizate și nu sunt recepționate atâta timp cât nu-i bine, nu o să facem o recepție doar ca să marcăm, să spunem da subiectul este închis, a marcat o acțiune și nu se mai lucrează, dacă nu-i bine chiar dacă a termenul, nu-i bine dacă nu-i bine, atunci să refacă până-i bine, asta e filozofia, ce să facem așa da, mulțumesc mult pentru discuția de astăzi por la treabă și stați liniștiți că cine să vă monitorizeze activitatea este. Nu doar noi, mai mulți. Mulțumesc, dragi prieteni. Aceasta a fost, să spunem, prima discuție despre frumosul nostru oraș după sărbătorile Pascale. Să nu ceandan, ce toate cele bune!